Președintele Consiliului Județean s-a întâlnit zilele trecute cu echipa medicală a compartimentului urologie din cadrul Spitalului de Urgență Zaleu. Discuțiile s-au purtat pe marginea evoluției pozitive pe care acest compartiment a imprimat-o pe parcursul ultimilor ani în îngrijirea pacienților sărăjeni cu afecțiuni urologice și asociate. În această săptămână, în cadrul dinamicii proiectelor destinate Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și asigurării bugetului unității medicale, președintele Consiliului Județean Sălaș, Tiberiu Marca, a avut o întrevedere de lucru cu echipa medicală a compartimentului urologie. Discuțiile s-au purtat pe marginea evoluției pozitive pe care acest compartiment a imprimat-o pe parcursul ultimilor doi ani în îngrijirea pacienților sălăjeni cu afecțiuni urologice și asociate, echipa medicală fiind și felicitată cu acest prilec, pentru premiera medicală realizată recent cu succes și în Spitalul Județean în cazul unor intervenții chirurgicale de o complexitate mai ridicată. Așadar, cu o echipă medicală bine pregătită și preocupată de performanță în îngrijirea pacienților, cu o infrastructură medicală în continuă îmbunătățire, precum și cu echipamente medicale cât mai actuale, ca preocupări ale Consiliului Județean în relația cu Spitalul Județean, pacienții care se adresează compartimentului urologie au condiții mai bune pentru îngrijirea, și au posibilitatea de a alege, atunci când acest lucru este necesar, să accepte efectuarea unor intervenții chirurgicale în cadrul spitalului, fără a mai fi nevoit să se deplaseze spre alte unități din țară. În 2018, Consiliul Județean Sălaj a alocat peste 500.000 de lei pentru dotarea cu aparatură și echipamente medicale a acestui compartiment medical, sume care s-au adăugat celor propuse de către spital. Alocările financiare continuă și pe parcursul anului 2019, mare parte. De acestora destinate tot achiziționării echipamentelor medicale, făcând obiectul unor demersuri ale Ministerului Sănătății. Față de aceeași perioadă anului trecut, în prima jumătate din 2019, adresabilitatea pacienților spre acest compartiment medical, din cadrul unității spitalicești, a crescut cu 178% pe spitalizare continuă și cu 193% pe spitalizarea de zi.